Bună seara și bun găsit, dragi iubitori ai sportului, la o nouă emisiune Sport Capital. Emisiunea de astăzi o dedic șahului, un sport care are o frumoasă ascensiune la nivel de Valea Jiului. Prin urmare, invitații mei se numesc domnul Dorel Șchiopu. Bună seara, domnul Dorel. Și bine ați revenit la Capital TV. Bine v-am regăsit, salutări tuturor. Domnul Dorel Șchiopu are un merit deosebit în revigorarea secției de șah a clubului la CS Vulcan. Este președintele secției de șah de la clubul din Vulcan și este și antrenor la acest club. Celălalt invitat al meu se numește domnul Gheorghe Scurhan. Bună seara, domnul Scurhan. Domnul Scurhan este antrenor la Clubul Sportiv Municipal Jiu Petroșan, dar mai nou se ocupă și de pregătirea sportivilor șahiștilor avansați de la Vulcan. Da. Domnul Dorel, spuneam în emisiunea trecută, am făcut așa o prezentare a dumneavoastră personal și activității. Aveți un merit, repet, aveți un merit, spuneam atunci, deosebit la revigorarea șahului de la secție de șah, de la Vulcan. Acum, iată, ați făcut un lucru care eu sper să fie de bun augur și să fie foarte inspirată când l-ați cooptat pe domnul Scurhan să ocupe și de secția de șah de la Vulcan. O chestie, eu cred că, foarte benefică, sper să fie. Ați dat dovadă de colaborare așa între două secții care ar trebui să fie luat ca exemplu și de celelalte sporturi. Dacă... Da, a zis un mare merit în revigorarea șahului de la Vulcan, poate mult prea amabil exprimat de dumneavoastră. Știți, până la urmă este și o oportunitate și eu mă simt foarte bine acolo, în tinerești cu copiii ăștia mici. Da, a fost un moment în care s-a revitalizat șahul în Vulcan. Referitor la, aș vrea să spun, eu nu sunt antrenor, sunt instructor, dar nu înseamnă că muncesc mai puțin, poate mai... Da, referitor la chestia cu Gicu Scurhan, noi am discutat emisiunea trecută și nu aș insista acum asupra împrejurărilor în care domnul Berințan a plecat de la Clubul Sportiv Vulcan. Eu mă ocupam atunci de începători și de copii mai puțin inițiați și dânsul de grupa de avansați. După ce a plecat dumnealui, a fost un gol la Vulcan, munca este foarte intensă la șah, antrenamentele au specificul lor, eu nu vreau să se supere pe mine fotbaliștii, de exemplu, dar cred că este mult mai greu să antrenezi 50 de șahiști decât 50 de fotbaliști, pentru că trebuie să ai un feedback de la fiecare, vorbești și trebuie să fii atent dacă fiecare a înțeles expresia exact cum ar trebui să înțeleagă ceea ce îi spui. În condițiile astea l-am invitat pe Gicu Scurhan, cred că ar trebui să se înțeleagă de aici că eu nu m-am împiedicat de orgolii din astea ieftine, eu nu văd în șahiștii de la Petroșani, doamne ferești, mai ales din Valea Jiului, dar nici din Hunedoara, nu văd niște adversari, ci văd niște colegi și niște parteneri în lupta pentru promovarea acestui sport deosebit. Din alt punct de vedere, eu sunt un instructor mai modest și am apelat la un jucător care are un coeficient elo mai mare, mai ridicat. Sper să vină și rezultatele. Iată, vin campionatele naționale acum și este un moment al unui mic bilanț, să zicem în sensul ăsta, cred că șahul în primul rând are de câștigat. Domnul Gheorghe Scurhan, aș vrea pentru telespectatorii iubitori de sport și de șah, în primul rând, să vă prezentați așa cumva, cine sunteți și... Sunt candidat de maestru, am un elo destul de mare. Pentru cei care nu mă cunosc, mă cheamă Gică Scurhan sau Gheorghe Scurhan. Sunt în Vale, am aproape 20 de ani, dacă întreruperi, am plecat și la Severin. Deci nu sunteți local. Nu sunt născut aici, nu? Am activat vreo 5 ani la domnul Emil Părău, în cadrul clubului Todesa,
când era Sedara Bisenescu, fosta campioană europeană. Trebuie să spunem telespectatorilor că dumneavoastră aveți deja un palmares prin, i-ați îndrumat pașii Dariei Vișănescu în prime pași a făcut cu dumneavoastră și e multiplă campioană europeană și mondială. Sigur, da. La vremea respectivă avea 5 ani, acum când ați... are 17 ani, deja au trecut ani. Da. Și... și acum activează la Timișoara, din câte am înțeles, da? Și la clubul de Șadevă. Are... copiii au voie cu dublă legitimare. Legitimare, da. Și în prezent activez, cum a spus și domnul Dorel Șchiopu, la clubul din Vulcan și la clubul sportiv municipal Jiul Petroșani. Sunt copii foarte buni, cum a spus domnul Dorel, între noi nu este nicio dispută, așa, deci să fim, suntem un club care colaborează bine și asta nu duce decât la progrese pentru ambele cluburi. Da. Aveți, nu este un volum de muncă prea mare, așa, când dumneavoastră credeți că puteți... Nu, că chiar timpul care la loc Vulcanului eram eu liber. Și de eu mai făceam pregătire privată, dar acum... fiind clubul la Vulcan, luni, miercuri și vineri, cam 3 ore pe zi fac acolo și acoper foarte bine și zona de la Petroșan și cea de la Vulcan. Sunt copii foarte buni, i-a și numera pe cei de la Vulcan, începând de la Andrei Secreru, Georgiana Secreru, Raul Gipsis, da. Eduard deja... Berechet, Mario Ancuța, Oana Șchiopu, da. Nepoata domnului Dorel Șchiopu. Și am văd că au progresat, o să sperăm să facem treabă bună acum la finala națională. Sunteți așa, totuși într-o fază incipientă a colaborării cu... Da, cu de dintre ei colaborează mai de mult, cu ceilalți acum de o lună și jumătate. Are o grupă de 6 copii, doar de 6, am spus, facem cu ăștia, încercăm să facem cât mai cât posibil performanță, de ceilalți mă ocup eu. Deci, domnul Dorel, haideți să facem așa, de la începutul anului, ce competiții premergătoare, că, repetăm, între 30 martie 9 aprilie la Călimănești Căciulata va avea loc campionatele naționale de șah ale României, nu? Da. Copii campionatele și... naționale, cel mai important eveniment șahist din la nivel național din cursul unui an este acest campionat național de șah pentru copii și juniori. Se adună acolo, vă spun, este o încântare. Se adună circa 600, peste 600 de copii între 6 și 20 de ani. Crema șahului din toată țara. Este un festival de la care clubul sportiv Vulcan nu poate lipsi. O să mergem, dar aș vrea acum... pentru că ați vorbit și de Timișoara și de naționale, aș vrea să fac un anunț în premieră. Este, nu știu nici dacă știe chestia asta, este un succes al clubului sportiv Vulcan. Mă refer la transferul Oanei, Oana Șchiopu, campioana noastră de la Vulcan, la invitația și la propunerea domnului Corneliu Pășcălău, președintele Asociației Județene de Șah Timiș și vicepreședinte al Federației Române de Șah, a fost legitimată și la Clubul Sportiv Școlar Timișoara și va avea dublă legitimare, Vulcan și Timișoara. Motivul principal este, pentru noi a fost o oportunitate și, bineînțeles, o propunere extrem de onorantă. Acolo sunt condiții superioare de pregătire, evident, și condiții financiare de susținere a șahului. Este un club, poate, de... dacă nu primul, oricum, cred că este primul în țară, ca și palmares, dacă nu, oricum, este în primele două, maxim trei. Deci un club redutabil, care a dat... Timișoara e un centru șahist care a dat campionii în proporție poate de 30-40% în ultimii ani, la toate nivelurile, inclusiv la seniori, nu numai la juniori. Deci am obținut înțelegerea și acordul unanim al Consiliului Director pentru acest transfer. Deci eu îl consider un succes al clubului din Vulcan. Iată, vine după Daria Vișănescu. Da. Cred că este primul șahist care se transferă acolo
cine a mai fost tot din Valea Jiului, doamna Cristina Foișor, fostă Bădulescu, altă mare șahistă care a ajuns campioană de 3 ani la rând la senioare. Ce facem noi la Vulcan? Noi avem un specific. Aceste concursuri care se adresează tuturor, până la copiilor până la 16 ani, tuturor copiilor de până la 16 ani, dar care includ și o grupă de boboci pentru cei care învață primele taine ale șahului. Dacă știu să mute piesele și au înțeles cam ce înseamnă șahul și matul, au grupa lor acolo. Este foarte important și am ținut foarte mult ca toate concursurile de la Vulcan să nu coste nimic, pentru că sunt accesibile atunci tuturor. Rezultatele au apărut. La Crăciun am avut 84 de copii înscriși, iar când am făcut în februarie concursul Dragobetelui la șah, au fost 104 copii. O performanță. Un succes care merită. Da. Am vorbit și mai spun două idei despre campionatul național de juniori. Domnul Costel Avram, președintele Asociației Rosa Multiflora, pentru că poate o să vorbim câteva cuvinte și de pe problemele de la Clubul Sportiv Vulcan, așa să nu se creadă că ascundem sau este ceva de ascuns, acolo totul este foarte clar și lămurit, dar pentru că sunt multe discuții și multe comentarii pe tema asta, poate spunem două vorbe și despre chestia asta. Mă rog, acolo s-a întârziat un pic cu problemele, știți că Dumnezeu să-l ierte de când am vorbit noi. S-a întâmplat. Chiar a doua zi s-a întâmplat. A doua zi, Dumnezeu să-l ierte, Neluțu Pantelimon s-a sinucis, așa ceva din punct de vedere creștinesc. Este absolut nepermis, dar să sperăm că Dumnezeu e mai îngăduitor și îl va avea în paza lui. Deci, au fost probleme la club. Există încă mici probleme de până la accesarea fondurilor pe care primăria le pune la dispoziție. Și, practic, noi până prin ianuarie trebuie urmat un traseu, trebuie urmat un traseu procedural și finanțarea nu va veni. Și atunci, la acest campionat, practic, este imposibilă folosirea banilor de la primărie. Da. Am găsit sprijin de la domnul Costel Avram, președintele Rosa Multiflora, care ne-a mai sprijinit și cu, poate spune, pe echipe. Campionatul de echipe mixte și vom trimite 4 copii la secțiunea de... Oana se va duce de la început, e deja sprijinită de Timișoara și vor mai merge 4 copii la secțiunea de blitz, șah rapid și dezlegări, care costă mai puține zile și deci implicit mai puțin bani. Da. Și sper să ne comportăm ca de fiecare dată, onorabil. Deci să revenim la concursul acesta care a fost de dragobete, nu? Da. Sau, deci concursul ăsta premergător. Da, am găsit pretextul. Ce motiv să dăm? Era cumva dragobetele, presupune, mă rog, un pic vârstă mai mare decât... Da. Dar copiii trebuie învățați să iubească românește și să simtă românește de mici. Și atunci, pentru că era zona de 24 și pentru că eu sunt un tradiționalist, dacă vezi, am găsit pretextul acesta. A fost un pretext care, iată, a adunat 104 copii. Deci, fiecare copil a primit o medalie 1, 2, 3 sau de participare, o diplomă și mai ales bucuria de a participa la un așa... Și deci va deveni o tradiție. Eu mi-am propus ca la Vulcan, cel puțin trimestrial, să facem treaba asta și am găsit, noi le facem, v-am spus, nu costă absolut nimic, dar sper că a început de anul acesta, chiar de la Nedea Vulcaneană, am povestit cu Consiliul Director și cu chiar și la primărie, e păcat ca Vulcanul să nu intre în circuitul oficial de șah, în circuitul concursurilor omologate. Gică Scurhan reușește să facă, Petroșaniu reușește să facă 3-4 pe an. Cred că și Vulcanul își permite treaba asta și încercăm să intrăm și în mod oficial în competițiile de șah. Domnul Gică. L-aș mai completa pe domnul Dorel un pic. Dincolo de diploma și medalii pe care sunt binevenite de organizatori care Clubul Vulcan le acordă cu plăcere, este și bucuria de a participa pentru copii. Eu și Petroșanu și au venit de la Deva, o bucurie imensă. Au, și nu neapărat pentru premiere, cât victoria și dragostea pentru șah. Și aș mai completa un pic repertor pentru cei care nu știu, telespectatorii noștri, în legătură cu dubla legitimare. Nu știu
cum este la alte sporturi, dar la noi, la copii și junior până în 20 de ani, Federația Română de Șah a dat voie cluburilor ca copii să aibă această posibilitate să facă dublă de estimare, tocmai în ideea de a dezvolta sprijinul unui copil valoros. Fiind două cluburi, automat vor investi în el, vor avea turnee, ca asta contează enorm. Degeaba ne pregătim dacă nu participăm la campionate. Nu avem cum dezvolta ce pregătim. Și atunci cele două cluburi fiind implicate, amândouă vor fi co-interesate să dezvolte acel talent. Și trebuie, ca manual, minim 10 turnee pe an trebuie pentru a putea progresa. Domnul Șmulcar, eu data trecută îi povesteam domnului Dorel și eu pentru că v-am cunoscut când am făcut prima dată cunoștință cu dumneavoastră și m-ați surprins așa în mod plăcut prin modestie și acum am mai făcut un pas așa, v-am cunoscut și zilele trecute, acum se vedeți la dumneavoastră bunul simț, caracterul și în primul rând sunteți un om liniștit așa, acestea sunt niște ingrediente care sunt caracteristici unui antrenor de șah, pentru că eu cred că, sau să-mi spuneți, mă corectați dacă îmi spui bine, pentru că la fotbal sau eu știu în alte sporturi trebuie să, nu știu, să abordezi, dar mă gândesc, abordezi într-un anumit fel relația cu elevul, dar la șah mă gândesc că trebuie să ai o vocație aparte vis-a-vis de... Așa este. Eu vă spun sincer că eu am fost mirat la Ana Petroșani încă înainte de a veni la Vulcan. Dar a rămas tot timpul mirat de ce face domnul Dorel la clubul sportiv din Vulcan. Să ai 50-60 copii, eu am rămas mirat. Într-adevăr, e o luptă greoaie să te implici și cu începători și grupele avansate, dar numărul de copii pe care îi atrage este enorm de mare. Noi la Petroșani, eu n-am avut cel puțin 20-25, mai mulți copii n-am avut niciodată așa. Și asta face mult, ca antrenor să știi să atragi copii pentru activitate. Și pe urmă, când înveți. Da, evident. Apar probleme, toată lumea se mai întâmplă să piardă și atunci aici se vede antrenorul care știe să discute problema respectivă. Comparativ cu fotbalul, într-adevăr. Nu comparativ, am dat un exemplu așa. Comparativ cu alte sporturi, da, care alte sporturi pot fi... În general. Se poate... dezvolta activitatea liniștită, deci discutat problema în felul să fie copilul convins că a învățat unde a greșit și dezvoltată latura respectivă. Vă dați seama, dacă sunt 8 copii și toți ar pierde într-o zi, ar fi 8 partide pierdute. Aia înseamnă pentru un antrenor 8 nervi. Vă dați seama ce ar însemna. Da. Și atunci trebuie să știm, să ne calmăm, un pic tremustrat, într-adevăr, ca să fie mai atent, dar pe cât posibil calm, ca copilul să vadă că face pregătiri cu un antrenor, nu cu, știu eu, ceva să fie... Da, știți, pentru că s-a făcut cumva o comparație între șah și fotbal, sau să nu se înțeleagă, eu aș face o invitație tuturor părinților care ne urmăresc. Mai presus de orice, trimiteți copilul la un sport, orice sport. Unii sunt, poate, atrași de șah, alții sunt de sporturile fizice, de fotbal. Să știți că eu am foarte mulți karatiști la... Da, deci poate la, să facă și aia și aia. Sigur, da, și la... Sigur că da. Dar este important să trimită copii la sport și mă refer aici la sportul făcut în mod organizat, pentru că implicit vor primi un mare ajutor în educație. Gândiți-vă că la un club și la un... orice sport ar practica, este el învață să respecte niște reguli, învață să respecte adversarul, să pretindă să fie respectat, dar să știe că și el e dator cu acel respect. Și să știți că lucrul ăsta, dumneavoastră știți, dar o spunem pentru că merită exprimat, este un aport serios, consistent la educația pe care părintele poate de multe ori nu mai are timp sau pierde din vedere. Dar chiar modul participarea organizată la o competiție, la o ședință de antrenament, presupune atât de multe chestiuni pe care copilul și le interiorizează poate inconștient. Dar se trezește cu ele și știe, stai puțin, aici e chestie de fair play, aici a câștigat, se întind mâna, dacă a pierdut și am câștigat eu, tot se întind mâna.
Face foarte mult și poate copilul nu are inclinație pentru șah, deși oricine trebuie să știe, după părerea mea, și asta a fost un, cred că am spus-o și data trecută, a fost așa un crez al meu sau o dorință, dacă vreți, mi-ar plăcea să știu că toți copiii de clasă, de ciclu primar, ca să fiu așa moderat în dorințele mele, știu măcar să mute piesele, regulile de bază. La șah, așa cum știi să joci table sau cum știi să joci remi sau... Care e, cum sfătuiți părinții? Întrebarea vă adresez așa, la... Cum sfătuiți părinții? Pentru că, cum... Trebuie, părinții trebuie să știe că un copil este un burete care absorbe aproape tot ce e dispus să primească orice. Copiii, nu există copii răi. Copiii sunt buni, nu mai trebuie și sunt dornici să afle, nu mai trebuie arătată o direcție. Trebuie îndrumați într-o direcție. Pentru că un copil face nemaipomenit de multe chestii. Vă spun că am văzut, eu pot da exemple de copii la care, chiar și eu, care sunt foarte deschis, așa ca să las un pic modestia, l-am privit cu reticență. Bun, copile, nu oprim pe nimeni, vino aici. Și m-am mirat să văd că prin perseverență și prin... De unde mă așteptam mai puțin, de acolo am văzut o surpriză. Și să știți, satisfacția cu atât mai mare. Deci, unui copil trebuie să-i arăți o direcție. Și vă garantez că copilul alege binele și frumosul. Numai trebuie să vadă binele și frumosul, să-i arate cineva. Că dacă stă, presupun... Că sunt, eu am văzut copii de 6 ani, îți cădeau urechile când treceai să-i auzi ce vorbesc. Păi dacă săracii poate aia au văzut în casă. Da. Dacă nu le-a spus niciodată, mă, nu e frumos să înjuri în felul ăsta. Sau nu e frumos, uite, e frumos altceva, e bine altceva. Vă garantez, copilul te urmează. Da. Numai trebuie să le arătăm. Trebuie să ne ocupăm să le arătăm direcția spre bine și frumos. După cât timp realizați că un copil are e talentat la șah? De regulă, la șah putem observa și chiar imediat putem observa lucrul acesta. De regulă, noi căutăm copiii care au răbdare. Răbdarea face enorm de mult. Deci asta e prima calitate. Prima calitate, da. Fii liniștit și să... Urmează... Bine, în timp sunt mai multe, dar un alt punct foarte important este memoria. Sunt copii care au o memorie fantastică. Aproape că nici nu trebuie să citească de multe ori, că ei deja au memorat totul. Și asta face foarte mult. Da. Și pe urmă celelalte, în timp, prin șlefuire, prin pregătire, se poate dezvolta. Dacă unii stau rău cu răbdarea, că sunt, care de reul copiii, cam asta e punctul slab. Graba, repede, să facă, să termine mai repede. Și atunci, prin pregătire, prin șlefuire, se poate modela punctele slabe. Și, evident, un lucru bun este că, care e foarte important, urmărim copiii care vin din plăcere și să nu fie forțat de părinți, să vină și asta face enorm de mult. Să vină din plăcere, să-i placă, să suporte înfrângerile ca și victoriile. Deci, că marea problemă atunci când pierdem un meci, atunci e mai greu. Eu mă refer acum la nivelul de performanță. Acum, la șah de masă, copiii nu prea simt. Victoriile, pierderile sunt cam aceleași. Dar asta e cel mai important la copii. Să vină de plăcere, să le placă și celelalte se dezvoltă ulterior, prin pregătire, prin plăcerea lor de a veni la pregătire. Da. Și asta sperăm să dezvoltăm și în continuare la toți copiii pe care avem și la Petroșan și la Vulcan, să simtă ei că le place pregătirea. Există așa o anumit, să spun, domnul Dorel, că dumneavoastră sunteți așa un fel de coordonator al tuturor activităților de aici, de la ambele cluburi. Nu, Mi-ar place să... copiii. Da. La un moment dat, să zicem că la un moment dat realizați că după un an de zile 1, 2, 10 copii, ei vin în continuare, dar nu au o perspectivă așa, sau asta. Le spune să nu mai vină? Sau? Doamne ferește! Păi vă spun, s-ar putea ca un copil din ăsta, care chiar n-are perspectivă, care joacă așa, din plăcere și fără vreo ambiție specială,
s-ar putea. Deci eu le spun primul motiv pentru care vin ei la un concurs, așa spun eu, așa cred eu și așa le sugerez și lor de multe ori, când, mai ales când împărțim premiile, nu este neapărat diploma și medalia. Deși așa medalie care valorează, costă puțin, dar valorează atât de mult, îi tentează și îi atrage. Eu întotdeauna le spun, sigur că nu, primul motiv pentru care ați venit este bucuria pentru șah. Să vă bucurați de frumusețea acestui sport. Să știți că chiar și un copil din ăsta, cum a spus dumneavoastră, fără perspectivă, dar și fără... Se poate bucura, poate trăi foarte... Se bucură de... Efectiv, se bucură să miște acele piese și asta este încântător. Noi mai trebuie să le asigurăm niște condiții și să știți că la Vulcan, uitați, dumneavoastră a spus că vreți să mai faceți emisiuni de șah. Eu îmi permit să vă adresez o invitație. Poate facem o dată o emisiune chiar la noi la Clubul Șansa și vă garantez, ați fost vreodată la noi? Nu am fost. Vă garantez că veți avea o surpriză plăcută. Sunt condiții excelente acolo pentru așa ceva și doar, uite, mă adresez din nou părinților, nu doar pentru șah, la Centrul Șansa avem o bibliotecă foarte, foarte frumoasă, chiar și cu biblionet, cum să spun, cu rețea de calculatoare. La Centrul Șansa se face muzică folk, dans. Doamna Mihalache îi antrenează gratis pe copiii care, sau îi pregătește gratis pe copiii care se ocupă de muzică populară sau de dansuri populare. Fanea Brădoaie are, aici s-a implicat și primăria cu, are, spunea el și cred că are dreptate, cel mai performant studio de înregistrări. Deci copiii talentați pot învăța la instrumente acolo, la saxofon, la chitară, deci, la... Așa mai... Da, este un centru de educație. Eu spun, spun că Vulcanul se poate mândri cu centrul ăsta. Are și este cer de pictură acolo. Da. Se pot face mai multe activități. Nu este tentat copilul pentru treaba asta. Apoi trebuie să se știe la Clubul Sportiv Vulcan, pentru că important ceva la Clubul Sportiv Vulcan, cred că așa trebuie să se întâmple, deși sunt foarte multe discuții. Impresia mea este că multă lume nu înțelege foarte bine cum e cu treaba asta. Primăria ar trebui și la Vulcan se ocupă, adică Consiliul Local, Autoritatea Locală, să pună la dispoziție pentru activitățile sportive și nu numai pentru cele sportive, și pentru activitățile non-profit. Există o lege care nu numai îi permite și, practic, într-un fel cam și obligă Consiliul Local să sprijine în felul acesta, la Vulcan se acordă acești bani și copiii pot face cu costuri minime orice, aproape orice sport vor. Fotbal, handbal, karate, șah, sper că n-am uitat ceva, atletism. Da, bun. Deci există posibilitatea asta, îi invit pe toți să vadă care, ce posibilități sunt. Avem la Centrul Șansa, avem și un administrator destul de strașnic, doamna Dana Baban, e foarte așa pe meserie și nu ține foarte mult la disciplina acolo și la regulă. Vă garantez, deci de la ce am plecat? Vă invit să facem o dată acolo o emisiune, vor avea loc toți antrenorii de șah, mă ocup eu de o cafea și de o apă minerală. Nu e problemă. Nu e o problemă, domnule Dorel. Haideți să vă păstrați ideea și după publicitate să revenim. Publicitate? Plățile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier aferente semestrului 2 din 2014 se vor efectua eșalonat după cum urmează, în intervalul 31 martie-3 aprilie pensionarilor ale căror nume începe cu litera A și până la F, în intervalul 7 aprilie-10 aprilie pensionarilor ale căror nume începe cu litera G și până la O, în intervalul 14 aprilie-17 aprilie pensionarilor ale căror nume începe cu litera P și până la Z. Pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt arondați. Cei care nu se prezintă pentru ridicarea plăților cuvenite în intervalul stabilit își vor putea ridica aceste drepturi în intervalul 20-30 aprilie. Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate.
Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Grădinița Samariteanu din cadrul Bisericii Philadelphia vă invită să vă înscrieți copiii la una dintre cele mai dotate grădinițe din Valea Jiului. Cu o vechime de aproape 20 de ani, având cadre didactice cu experiență, grădinița este acreditată de Ministerul Învățământului și are calificative din cele mai bune la evaluările făcute de inspectoratul școlar. Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 8 și 13 la sediul grădiniței din Petroșani, strada 9 Mai, numărul 1A din cartierul Dimitrov. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0724 982 680. Metropolitan Beauty School prin salon Elite din Petroșani organizează cursuri de formare profesională în domeniile coafură, frizerie, manicură, pedicură, cosmetică, make-up, tatuaj cosmetic și masaj. Totodată se organizează cursuri de igienă obligatorii în meseriile de bucătar, ospătar, barman sau vânzător. Prin absolvirea acestor cursuri, la final, aveți posibilitatea să vă angajați în cadrul salonului Elite din Petroșani. Totodată, în baza diplomelor obținute, puteți profesa pe vase de croazieră și în străinătate, acestea fiind recunoscute la nivel național și internațional. Diplomele sunt eliberate în funcție de profil de Ministerul Muncii, Educației sau Sănătății. Pentru înscrieri și informații puteți apela numerele de telefon 0754-270-813 sau 0721-461-823. Poți deveni și tu un bun profesionist prin Metropolitan Beauty School. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani. Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser, vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Activează cardul de sănătate la medic. Validează cu el serviciile medicale pe care le primești. Doar cardul de sănătate îți garantează accesul la servicii medicale și farmaceutice în sistemul de asigurări. Contribuie și tu la utilizarea corectă și transparentă a fondurilor din sănătate. Detalii pe cnas.ro. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. E ușor să spui merge și așa sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv fără să faci nimic.
Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea, spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Am revenit în studio, stimați viitori ai sportului, cu invitații mei, domnul Dorel Șchiopu, președintele secției de șah a clubului ACS Vulcan, și domnul Gheorghe Scurhan, antrenor la secția de șah a clubului sportiv municipal Jiu Petroșan, dar mai nou și se ocupă și de activitatea șahistă de la Vulcan. Referitor la invitația noastră de a face o emisiune acolo și ați încercat să mă motivați cu cafea și asta, să știți, domnul Dorel, că eu nu mi-am propus să vin mediatic în sprijinul activității sportive și a secțiilor numai acolo unde se dă o masă. Nu ăsta e criteriul pentru care... Masă, nu doar cafea. Nu ăsta e criteriul pentru asta. Eu am... În general am proprietatea cuvintelor, să nu așteptați, da, am zis cafea, problemă, cafea. Da, da. Eu vreau să vin, mi-am propus să vin mediatic acolo unde la secțiile de sport, acolo unde se face o treabă serioasă, deci dovadă că aici la Capital TV au venit, am reușit să... Poate facem o masă rotundă cu toți antrenorii de șah din Valea Jului, ar fi... frumos. Aș vrea, profit de prezența dumneavoastră aici și ați amintit, din păcate, situația dramatică care s-a întâmplat cu președintele, cu Neluțu Pantelimon, un om pe care eu eram într-o relație de amiciție, îl cunosc de mult și, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească și să-i ierte păcatele. Dar sunt voci, dacă vă puteți permite să spuneți acest lucru, sunt voci care și la fotbal sunt niște probleme, că acolo sunt... eu știu, poate joacă pe o primă și la toate sporturile în general. Care este situația? Eu nu am un mandat din partea clubului acum să dau un punct oficial, dar cred că ar fi nedrept pentru CS Vulcan, dacă sunt aici în piață, da. Vă mulțumesc pentru invitație în studiul dumneavoastră, să nu spun și eu, dacă vreți, da, punctul meu, punctul meu de vedere. Din păcate, Neluțu Pantelimon ne-a părăsit. Cum ne-a părăsit? Să știți că dacă este să-mi reproșez ceva, îmi reproșez că am fost prea lejer în a-l obliga să fie mai aproape, mai deschis de noi. Neluțul la un moment dat s-a distanțat și a refuzat ajutorul. Să știți că la un moment dat am simțit, trebuie să recunosc asta, mai stai puțin, dacă se nu vin banii pe care îi așteptam sau de conturile pe care le așteptam o lună, două sau trei, te gândești, măi, stai puțin, trebuie să fie probleme. La primărie aici, trebuie să spun nota bene, primăria s-a achitat în totalitate de promisiunea și de obligațiile pe care și le-a asumat. Și atunci unde sunt problemele? Dar vă mai spun încă ceva și aici solicit niște circumstanțe atenuante și pentru cei care într-un fel arată bine, mă, dar cum a putut omul ăla să facă ce a făcut și voi acolo toți? Da. S-au mai întâmplat treburi din astea. Știți că la... sportul este totuși un fenomen care implică mai multe chestii. Mai acum sunt este acțiunea acutare și trebuie să facem un efort special. Am avut, de exemplu, dau acum o întâmplare, un eveniment la care a venit karatiștii, că am vorbit și de ei, a venit un mare sensei, să nu greșesc, să-mi iertați dacă nu mă vorbesc bine, deci cineva cu 7 de ani, o personalitate recunoscută la nivel mondial, a venit în Vulcan. Bineînțeles că un eveniment de genul ăsta implică o mobilizare în direcția asta. Măi, mai așteptați voi cu șah o lună, două, mai vedeți ce facem, că trebuie să ieșim onorabili din chestia asta. Și au fost destul de multe evenimente de genul acesta. Deci, două, trei luni de întârziere, practic,
te pune pe gânduri, dar nu te gata acum de e sfârșitul lumii. Da. Mai ales că s-au întâmplat, am avut situații de tot felul. Sunt atâtea secții, sunt atâtea probleme. Ei, care este varianta cea mai scurtă? Omul ăsta s-a dus, cum s-a dus, și a ieșit o lipsă de 70.000 de lei, 700 de milioane. Am auzit și eu discuții, domnule, s-au furat miliarde, nu știu ce. Cum să se fure când tu ai 3 miliarde tot anul și, domne, acum toată lumea a văzut, s-a mai făcut și șah și fotbal și este clar că fotbalul mănâncă cel mai mult. Dar este la fel de adevărat că toate celelalte secții sunt adunate practic în jurul fotbalului și cred că ar fi nedrept și incorrect să renunțăm la fotbal, mai ales că și acolo se adună atâta juniori. Am auzit și eu discuții și comentarii. Asta, omul, din păcate, a murit un om. Și asta, dacă vreți, pot să spun cu durere în suflet. Cumva nu justifică multe, dar explică multe. Nu există probleme. Mulți s-au așteptat la cine știe să ne cerceteze pe tot, să s-au înțeles. Da, da. Am înțeles, mi s-a spus, eu n-am primit o înștiințare oficială, că s-a și închis cazul. De ce și cum, în ce condiții s-a sinucis... Dumnezeu să-l ierte pe Neluțu. Bun, e o listă de 700 de milioane. Practic el de prin, ca să vorbim așa pe înțelesul tuturor, de prin sfârșitul lui septembrie, el n-a mai avut nicio treabă cu noi. N-a mai ținut nicio ședință, deși insistențe au fost, chiar certuri, chiar discuții. Da. Ei, la un moment dat, când să se tragă linia, a fost dezastru ăsta. Există, toate documentele clubului au fost ridicate de organele de anchetă, de poliție, de așa. Eu nu am fost, de exemplu, cercetat. Am înțeles că unii sportivi au fost chemați și au și dat cu declarații. Da, adică dacă au primit, probabil că... Am înțeles. A fost cazul domnul care a fost în emisiune aici, domnul atlet, ăla, veteranul de... Da. Da, Crlejan. Domnul Crlejan. Deci... Da. A fost și, fac așa, sunt, o chestie. Deci, a fost întrebat dacă a primit sau i s-a decontat anumite astea. Domnul Dore, dar nu ăsta e subiectul. Dar trebuie spus ceva. Vreau să liniștesc pe cei care sunt interesați de sport. Clubul merge înainte în continuare? Clubul merge înainte. Au fost probleme. Există o mică datorie la fisc. Există nevoia de participare cu o cotă de 10% la acea licitație pentru pe legea 350. În ultima ședință de club, ni s-a spus că aici primarul și-a luat un angajament public, nu spun eu asta, și a fost de față toată adunarea generală, erau vreo 70-80 de oameni acolo, că se va implica. Pentru că există un efort, practic, există o gaură, o lovitură financiară. Da. Pentru care ce să facem? Să-l împușcăm pe cel care oricum a pățit ce a pățit? Și ni s-a spus că primarul și-a onorat acest angajament și s-a implicat în medierea unui sprijin și că vom participa, cel mai important lucru, ăsta este, vom participa onorabil la licitație. Odată făcută această licitație, dar încă ceva, există un traseu procedural care trebuie respectat și de timp și de... Da, deci aici de timpul, dar e o certitudine că se va nu la această asta licitație este, asta și este... lucrurile vor reintra în normal. Există categoric. Probabil fiecare președinte de secție trebuie să facă un efort în momentul de față ca asta. Ca activitatea sportivă să meargă dar mai departe. Să nu creadă cineva că acum, probabil că cineva s-a așteptat, domnule, o să ia pe aia pe toți de acolo de la clubul sportiv și o să-i ducă stă nu știu cine. Nu este cazul, nu trebuie, este foarte mult folclor și de asta spun și am sugerat întotdeauna și conducerii clubului și noului președinte Viluț Oltean. Haideți să fim, nu să așteptăm să ne întrebe cineva, să venim chiar noi în întâmpinarea întrebărilor și să arătăm, dom'le, nu e nimic de ascuns aici. Nu a plecat nimeni cu genți de bani și cine știe ce. Ăstea sunt... Statirea sportului și nu poți să... Adică, bun, deci sportul va întâmpla. Există personal. Problema asta că putea să se să deruleze această licitație pe legii finanțărilor activităților non-profit mai repede. Este un preț, dacă vreți, după tot ce s-a întâmplat la club, e un preț rezonabil. Da. Pentru... Păi, eu ce să zic, să vă doresc din tot sufletul să... Da. Vă mulțumesc și o să vedeți că este bine. Haideți să trecem din nou la șac și să decapi atunci naționale. Care, când? Luni, acum urmează să plecați, da? Da, duminică, în 29, practic, seara trebuie să plecați. Da, să fim acolo.
Care, ce constă deplasarea la acest... Finala campionatului național are loc și anul acesta tot la Căciulata. De fapt, cred că în ultimii 10 ani tot aici are loc. Tot acolo, deci... Vor fi 4 probe. Șah clasic va începe prima probă, care e cea mai importantă, urmând ca primii 3 să califice mai departe la campionatul european, campionatul mondial, în funcție de locul ocupat. Șahul clasic durează o săptămână, se joacă 9 partide. Cred că din Valea Jorului singura Oana Șchiopu o să meargă de la clubul Vulca. De la noi, la Petroșani, fiind mai limitați financiar, ne rezervăm să mergem la celelalte probe de 4 zile, care vor fi șah rapid, delegări și șah blitz, care se joacă la 3 minute. Și după cum spunea și domnul Dorel, dacă vor fi cei 4 copii de la Vulcan, de la noi iarăși vreo 3-4 copii de la Petroșani, de la mine mă refer, mai sunt doi antrenori care probabil vor avea și ei încă 3-4 copii, deci în total vreo 16 copii vor fi din Valea Jiului. Din Valea Jiului, da? Sperăm să ne întoarcem măcar cu o medalie sau două la toate problemele care au loc. Marea problemă care se pune este și bugetul și problemele de la Vulcan, care na, așa a fost să fie, și din punctul ăsta de vedere sunt probleme, că altfel numărul de participanți ar fi fost mai mare. Și la Petroșani, arăși, fiind multe activități sportive, bugetul mic, și atunci încercăm totuși să participăm la competițiile mai importante și să ne descurcăm așa cu bugetul care îl avem. Până la campionatul național de la Căciulata, am încercat să facem turnee naționale cât mai multe în Petroșani, că în felul acesta facem economie și la bani, nu mai mergem noi să plătim cazare, masă, da. Și atunci vin ei la noi aici în Petroșani, unde avem condiții foarte bune, și la Hotel Petroșani, că aici îi cazăm. Asta este foarte important, că în Vale vorbeam de acele turnee omologate. Ce am făcut noi până acum la Vulcan sunt turnee neomologate de Federația Română de Șah, ca să spunem lucrurile pe nume, nu costă, nu. Dar avem, am avut și ne-am bucurat de chestia asta. La Petroșan s-au organizat aceste turnee care sunt unde copiii pot acumula puncte CIV sau puncte ELO, sunt turnee care atrag copiii foarte buni din toate zonele țării și e nemaipomenit. Trebuie neapărat să facem și noi la Vulcan anul acesta. Chiar am vorbit cu clubul în ultima ședință, am vorbit și treaba asta, că țin tare mult să transformăm chiar concursul de NDA Vulcăneană într-unul cu omologare la Federația Română de Șah. E chiar păcat ca Vulcanul să nu fie în acest circuit oficial al competițiilor de șah. Acum, recent, am avut un campionat național cu norme sportive, Cupa Ghiocelul Șahist, și participare foarte mare, 70 de copii din toată țara au fost. În luna mai vom face alt campionat național, deci imediat după Căciulata vom avea în perioada 8-10 mai Cupa Regelui, care deja foarte multă lume este interesată să participe, și sperăm să organizăm și anul acesta cât mai multe turnee la noi în Petroșani, pentru poate și la Vulcan, nu doar și eu, pentru a face economie de bani, de bugetul care l-avem. Principalul. Da. Eu vă urez succes, domnul Dorel. Timpul ne presează. Și în emisiunea trecută mi-a părut extraordinar de rău și am avut așa, că chiar am dorit să vă am într-o, și iată, să oferi privilegiul să veniți într-o altă emisiune. Onoarea de partener. Atunci ați dorit să evocați memoria unui dintre cei mai mari personalități medicale al Văii Jiului, și uite, aici văd că dumneavoastră ați făcut către Consiliul Local al Municipului Ivrea o adresă, nu? O adresă în care
doriți ca Spitalul Municipal din Vulcan să se numească Pius Brânzeu, Brânzeu, despre asta este vorba, și acum, având în vedere că am ținut neapărat să vă ofer de data asta posibilitatea să evocați memoria acestui mare... Dacă tot spuneți că ne prețează timpul, vă rog să-mi permiteți în două fraze să felicit. Eu am venit aici la emisiunea dumneavoastră direct din Piața Victoria, am participat la o acțiune. Astăzi românii trebuie să știe, se împlinesc 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Eu sunt un unionist, dacă vreți, am crezul acesta, l-am avut și când eram politician. Cred și că se va întâmpla treaba asta. Este, mi se pare o urmare logică a istoriei noastre. Felicit, aș vrea să felicit Asociația Acțiunea 200 2012, au un băiat, nu l-am cunoscut, pare un băiat inimos și de treabă, Florin Muscalu. Îi felicit pentru acțiunea. Au practic cred că vreo 100 de lampioane au fost lansate în trei culori, roșu, galben și albastru, în Piața Victoriei, în memoria, pentru cinstirea acestei zile. Felicitări tinerilor și succes mai departe. Și aș vrea, pentru că să-mi îngăduiți, pentru că tot am vorbit de acțiunile din manifestările din Vulcan, eu sunt și implicat în Consiliul Parohial la o biserică ortodoxă acolo, unde slujește Părintele Zgârcea, un preot de mare inițiativă. Să știți că avem un centru creștin de tineret, Acțion Estin. Primăria ne-a dat, ne-a ajutat să o și folosim, să o și utilăm vechea școală din Dealul Babii și se fac o multitudine de activități acolo. Chiar se servește o masă caldă, avem copii care primesc, este un program derulat de biserica noastră cu Patriarhia Română, unde câteva zeci de copii primesc chiar și o masă caldă, fac școală specială, primesc ghiozdane utilate, avem acum la biserică, și chiar și burse, cei mai săraci dintre ei. Vă invit, stimați vulcăneni, să urmăriți activitatea Centrului Creștin pentru Copii și Tineret, Acțion Estin din Vulcan, că sigur veți găsi un loc unde să vă trimiteți copiii. Și acum vă mulțumesc și vă cer scuze dacă m-am depărtat un pic de... Nu e problemă, deci... Da, suntem în postul Sfintelor Paști și trebuie să ne mai aducem aminte și de chestia asta. Propunerea de atribuire a numelui lui Pius Brânzeu, Spitalului Vulcan, nu este nouă, nu este originală, nu mi-aparține mie, este mai veche. Dar eu chiar am vrut în timp ce eram consilier să fac treaba asta și se derula o inițiativă de genul ăsta. Din păcate a murit acea inițiativă și pentru că la 25 ianuarie 1911 s-a născut Pius Brânzeu în Vulcan, în ziua datei de 25 ianuarie am adunat copiii, mai mulți copii și de la Șac și din alte părți, am adunat, a venit și primarul și viceprimarul la Centru Șansa și am prezentat un mic material despre, așa cum a spus dumneavoastră, eu spun, cea mai puternică personalitate pe care, cea mai mare personalitate pe care a dat-o județul Hunedoara. Poate sunt exclusivist, dar am motive să spun treaba asta. Cine a fost Pius Brânzeu? Paradoxal, în Vulcan, dacă întrebi 100 de oameni, cred că 90 nici n-au auzit de el. Este drept, a plecat, s-a născut în 25 ianuarie 1911 și la 7 ani a plecat la Lugoj cu familia. A făcut liceu în Lugoj, facultatea, a făcut chirurgia în Franța. A devenit chiar doctor în chirurgie și a dat doctoratul și a primit un premiu special. Din 3 în 3 ani, lucrările de doctorat în chirurgie se premiau cu un premiu special. El a primit acest premiu. După ce a devenit acolo doctor și așa a ajuns foarte, foarte sus în ierarhia medicală, adjunct șef de clinică, era un titlu foarte mare acolo, s-a întors în România când a început războiul, a fost medic pe front, în linia întâi, a fost decorat cu virtutea militară și a făcut parte din primul corp profesoral al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Deci pe vremea aceea era Institutul de Medicină și Farmacie, el a fost conferențiar în primul corp profesoral de la înființarea acestui institut de instituție de învățământ. A fost considerat, a fost denumit Părintele Flebologiei Românești. Eu vă spun că omul a fost uriaș. Acest om a fost uriaș în domeniul medical.
a reușit să, cum să spun, să revoluționeze metodele, modul de operare a sistemului venos. Părintele flebologiei românești. Flebologia se referă la sistemul venos. În 1966 este recunoscută la nivel mondial metoda lui Pius Brânzeu de, dacă vreți, uitați, metoda incluziei endovaricoasă a firului de cadgut. Nu intrăm în detalii din acestea. Primește chiar eponimul Pius Brânzeu. A fost academician. A fost prima dată membru corespondent după Revoluție, academician. A fost, deci, din punct de vedere medical, a fost uriaș. Eu l-am cunoscut însă pe Pius Brânzeu, deși auzisem înainte, mai ales pe linia șahului. A fost un mare iubitor de șah și în Timișoara este considerat mentorul șahului timișorean. A înființat un club de șah cu 8 săli de șah. Era, cum să vă spun, orice șahist, pe orice șahist mai în vârstă care a apucat să-l cunoască, dacă îl înveți, se luminează instantaneu când vorbești de Pius Brânzeu. Un moment, că avem un telefon. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara, invitaților și telespectatorilor. Mă numesc Apostu Alin. Bună seara! Bună seara, și aș vrea să îl felicit pe domnul Șchiopu și pe Oana Șchiopu pentru transferul pe care l-a făcut la Timișoara, dar este și un moment de supărare pentru că pleacă copii din Valea Jiului în alte părți ale țării sau în afara țării și nu reușim să îi menținem aici, la noi în Valea Jiului, cum este cazul doamnă Darie Bișănescu, cum este cazul mai multor jucători care, din păcate, nu pot reprezenta Valea Jiului în continuare. Și cred că asta este una dintre problemele care, din păcate, conducătorii cluburilor și conducătorii orașelor nu îi interesează să investească într-un sport care, până la urmă, investesc într-un copil, în educația unui copil și în inteligența lui. Maestre, iartă-mă, dar supărarea este doar pe jumătate justificată pentru că ea este dublă legitimată, rămâne da, și la corect, clubul. Corect. Da. Dar știți, alte cazuri în care nu mai reprezintă, din păcate, nici un oraș din Valea Jiului. Sunt copii care se întâmplă asta și poate în viitor oamenii cu bani, conducătorii vor reuși să investească în acest sport și să ajute acest sport. Să sperăm că așa vor fi, domnul Apostol. Vă mulțumim că dacă ați intervenit și vă doresc în continuare seară plăcută. La revedere! Mulțumesc! La revedere! Da, deci mai scurt, că a fost, da. Din punct de vedere medical a fost uriaș. Din păcate, tatălui, o altă personalitate vulcăneană, Nicolae Brânzeu, care a fost un preot greco-catolic și care a fost, fai cât se poate vorbi și despre acest om, a fost deținut politic, a fost cu domiciliu forțat după venirea comuniștilor la putere, deși, să știți, fusese coleg de clasă în liceu cu doctor Petru Groza, cu primul ministru al României. Petru Groza i-a propus: treci cu noi. I-a cerut niște concesii politice, evident, și îi a propus chiar să fie parlamentar. Preotul a ales închisoarea și demnitatea. Și, bineînțeles, o posteritate onorabilă. Deci, el a avut de suferit. Pius Brânzeu a fost foarte des încadrat cu jumătate de normă. A fost marginalizat și la spital și la catedră. S-a întâmplat în 1964 ceva interesant. Bodnăraș, Emil Bodnăraș, marele KGB-ist, comunist, s-a dus să se opereze în Viena. Și în Viena l-au întrebat: cum, domnule, vii în Viena să te operezi, că cel mai mare specialist din Europa pentru treaba asta este în România. Cum în România? Cine? Păi Pius Brânzeu, la Timișoara. Când au văzut că e de fapt fiul lui Nicolae Brânzeu, stai puțin că aici sunt niște probleme. A venit totuși la el și a fost operat cu securitatea lângă el.
Bineînțeles că el era un medic mai presus de orice, era medic și nu s-a pus, pentru el era o operație obișnuită, dar dacă vreți un efect aproape imediat, aproape jumătate din ce este acum spitalul CFR Timișoara, unde lucra Pius Brânzeu, a fost construit după aceea, chiar și el a fost reabilitat și ulterior a fost chiar rector 12 ani al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Mai avem un telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt Cătălin din Petroșani. Bună seara, Cătălin. Fondurile, deci, de ce fotbalul să aibă mai mare? Că tot dacă sunt bani publici și tot copiii cetățenilor din Valea Jiului, să fie aproape egal. Și la șah, și la fotbal să fie egal. Nu la fotbal dăm nu știu cât, și la șah sau dăm mai puțin. Iar antrenorii să fie uniți în Valea Jiului. Cum e cazul? Uite, un exemplu e acesta. Iar o propunere pentru domnul Șchiopu, știu că a fost consilier PRM în Vulcan, cunosc destul de bine că se presa locală pe internet peste tot. Și să candideze dumnealui la primăria Vulcan, ca primar. Și atunci de acolo să pornească șahul, nu spre toată Valea, în toate părțile. Că-i centrul Vulcan, o să plece și spre est și spre vest. Știți? Să candideze, da. Să încerce. Nu, poate reușește să ajungă primar și acolo să plece șahul. Păi eu cred că ăsta ar trebui să fie principalul criteriu de la următoarea alegeri, domnul Șchiopu și... Nu este o condiție. Da. Nu, o condiție deci ar fi... Să țină cont domnul Șchiopu să candideze, să încerce ca primar. Asta, emisiune plăcută, bună seara. Bună seara, mulțumesc. Vă mulțumesc, sunt extrem de onorat că v-ați adus aminte de mine și de propunerea dumneavoastră. Da, problema știți care este, dacă îmi permiteți, ca să... În alegerile anterioare, în programul electoral, niciun primar n-a vorbit despre sport în general. Vag. S-a mai vorbit, mai trebuie să se și facă. Păi, dar trebuie să recunosc că la Vulcan se face, dar vă spun ceva, aș vrea să nu depășesc, să nu-i răspund cumva. Sunt extrem de onorat. Nu înseamnă că nu va merge șahul dacă n-ajung eu primar. Să știți că eu am un mandat pe care îl consider onorabil și pe care îl supun judecății publice oricând. Am fost consilier 2 mandate. Din păcate să știți că, sau din fericire, cel puțin pentru mine și familia mea, eu am fost taxat destul de dur de electorat la ultimele alegeri. Am înțeles, eu nu am luat 5%, nu e nicio problemă. Pentru mine, dacă vreți, și familia mea, a fost foarte bine treaba asta. Asta este, să spun, din păcate... Nu știu dacă să spun din păcate sau fericire. Eu accept sancțiunea de votul electoratului, nu e nicio problemă. Avem ce face, uite, nu ne plictisim niciodată. Mai spune ceva. Am depășit asta. Vă rog că să încheiem. Deci, a fost un mare animator al șahului din țară. A fost chiar Brânzeu. Președinte. Da. Deci, rector al Universității de Medicină și Farmacie Timișoara. A fost președinte al Federației Române de Șah. Academician. A fost pictor. A luat locul 3 la Universiada în timp ce era în cursurile facultății. A avut expoziție de pictură. Acest om care a scris o raniță de cărți, care a revoluționat flebologia, care a fost, s-a implicat în atâtea chestiuni și pe care, știți, se spune că omul sfințește locul. Omul ăsta a sfințit aproape tot ce a atins. De-aia și cred că i-a dat Dumnezeu 91 de ani, pentru că te mir că te se poate face într-o viață de om. A reușit să scrie chiar și cărți pentru copii. Extraordinar. Este cetățean de onoare al municipiului Vulcan, este cetățean de onoare și al municipiului Timișoara. Să știți, dacă în Timișoara am trăit experiența asta. Am întrebat 10 oameni. Erau la o masă pensionari în parc. 8 au știut imediat cine este Pius Brânzeu și au început să spună legende despre el. Nu punea mâna pe bani, ce să vă spun. 2 ori zis, nu știu, n-am auzit de el și unul foarte simpatic a zis... Nu-i băgați în seamă că ăștia ați venit de la Reșița, nu-s de aici. Deci în Timișoara, dacă nu... Vă spun, atât vă mai spun, primul campionat mondial de șah pentru copii și juniori, am vorbit de copii și juniori, a fost organizat în 1988 la Reșița, la Timișoara, din inițiativa și cu aportul substanțial al lui Pius Brânzeu. Acest om s-a născut în Vulcan în 25 ianuarie 1911. Cred că poate fi un reper, poate fi un model și este datoria noastră să-l punem în fața tinerilor, a copiilor, să vedeți iată ce se poate face într-o viață de om.
Varianta scurtă. Domnilor, vă mulțumesc pentru că sunt prezenți în această emisiune. Vă doresc succes la campionatele naționale ale României, domnul Sulcaru. Și cu mare plăcere, următoarea emisiune, când veniți la Șansa, nu? Deci vin la Șansa acolo. Vorbesc cu doamna Bavan să... Am fost în sală la domnul aici, la domnul antrenor Sulcaru și am văzut copiii aceia. M-am încântat așa, ce, nu știu, au ceva aparte așa. Știți ce sentiment ai? Am vorbit de 100 de copii la un concurs de șah sau de 600 la campionatele naționale. Știi ce sentiment ai? Cel puțin asta am trăit eu. Da. Când vezi 100 de copii doar la o categorie de 80 ani aplicați asupra tablei de șah, ai sentimentul că țara asta mai are viitor. Nu murim. Cu asemenea talente nu murim. Stimați respectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă doresc în continuare noapte bună. La revedere! Vamos.